Președintele PSD Mircea Joana a declarat că ordonanța ce permite intervenția guvernului pe legi înainte ca acestea să intre în vigoare nu a avut niciun aviz de la miniștrii PSD. El a precizat că actul normativ are implicații severe și că dă peste cap sistemul de legiferare. Nu este clar că ceea ce Ministerul Justiției nu a știut sau nu s-a priceput să facă în pregătirea dezbaterii codurilor juridice s-a transformat într-o adevărată cavalcadă a erorilor. Deci pentru a putea să remediem ceea ce domnul Predoiu nu a știut să, sau nu a dorit să facă la momentul potrivit, studiul de impact, guvernul a adoptat o ordonanță care rezolvă problemele codurilor, dar riscă să dezechilibreze întreg sistemul de legiferare românesc. Am foarte mari dubii că la nivelul Parlamentului ordonanța care dă peste cap întreaga logică a sistemului juridic românesc are șanse de succes. Guvernul a modificat în ședința de săptămâna trecută legea 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative. Proiectul de ordonanță de urgență prin care a fost modificată legea a fost inițiat de Ministerul Justiției. Potrivit modificărilor aduse, după adoptarea lor în situații temeinic justificate, actele normative pot fi completate sau după caz abrogate și înainte de data intrării lor în vigoare.